La grupul școlar Olchim s-a disputat turneul final al Cupei Primăverii la fotbal. Competiția s-a bucurat de un real succes, ea derulându-se în mai multe localități ale județului Vâlcea, care și-au desemnat reprezentanții la faza finală disputată la sfârșitul acestei săptămâni la Râmnicu-Vâlcea. Câștigătoarea a fost desemnată Școala Generală Olanu, care alături de Școala Generală Vaideni vor disputa marea finală miercuri 8 iunie în deschiderea finalei Cupei României faza județeană, care va avea loc pe stadionul Hidroelectra între formațiile Dinamo 2007 Râmnicu-Vâlcea și FC Damila. Ultimul pas înainte de final. O competiție deosebită, o competiție în premieră organizată de PNL Vâlcea. Eu îi felicit pe organizatori, pe dascăl, pe antrenori, pe toți cei care s-au ocupat de pregătirea acestor elevi talentați. Cred că din acești 1500 de copii, cel puțin 20-30 vor avea o activitate profesionistă în acest domeniu, pentru că au dovedit mult, mult talent. Succes celor care miercuri își vor disputa finala. Sunt fericit că, iată, astăzi o idee pe care am avut-o de un an de zile a fost finalizată. Noi, Partidul Național Liberal, am încercat să ne orientăm spre o activitate profesională. Am creat comisii profesionale în interiorul partidului, una dintre ele, Comisia de Sport, de fapt Liga Oamenilor de Sport, condusă de domnul Constantin Lazăr, are activități specifice, una din aceste activități fiind organizarea celei mai mari competiții de mini-fotbal din județul Vâlcea, Cupa Primăverii. Eu sper că această competiție, care se dorește a fi anuală, va fi din ce în ce mai puternică și din rândul acestor copii, în mod sigur, vor ieși viitorii fotbaliști profesioniști ai României. E foarte interesant că organismele abilitate pe sistem sportiv și în speță fotbal nu au fost în stare să facă o competiție de această vergură. Și a făcut-o Partidul Național Liberal, niște oameni de o mare calitate și mă bucur deosebit de mult că această competiție a fost de un fair play, așa cum este și Partidul Național Liberal, singurul de fapt care îl putem încadra în aceste coordonate. Competiția a fost uluitoare, au fost peste 95 de școli cuprinse în această cupă a primăverii. Au avut copiii foarte bune condiții de desfășurare. Zic gândul bune pentru copii, merită. Competiția a fost, eu zic, a fost foarte benefică pentru copii. Nu au fost accidentări la copii. Ai noștri au fost mai buni. Au câștigat. Ce să mai zic? Și cred că și ajut. Oricum au luat locul întâi. Mai e un hop. Eu zic că era mai bine să fi terminat astăzi. Ca așa era. Le-am făcut și eu un teren tot cu sintetic și zic că totuși e bun pentru ei. Preocupare acolo, da. E și rezultat. Da. Și din partea Vaidenilor. Aș vrea să-i dau o replică la domn primar. Noi eram deja calificați în finală înaintea ultimului meci. Am jucat cu rezervele și ne pregătim pentru finală. Aș vrea să felicit toți participanți la această competiție și în mod special și cadrelor didactice care a fost lângă noi. Participanții la Cupa Primăverii la fotbal au primit diplome și medalii, iar primele trei echipe clasate au fost recompensate cu cupe, diplome și echipamente de sport.